Jurnalele RTT. Au dispărut mejurile de pe casa negustorilor și a apărut o nouă culoare. Mulți brașoveni au fost surprinși când au văzut că acum clădirea din Piața Sfatului, unde funcționa restaurantul Cerbul Carpatin, este albă. Casa negustorilor, monument istoric celebru care zeci de ani a adăpostit restaurantul Cerbul Carpatin, va arăta din nou mai aproape de aspectul pe care l-a avut în secolul al XVI-lea, când a fost construită. Edificat de Apolonia Hirscher, una dintre primele femei din Brașov care au condus afaceri, imobilul a avut un rol de centru comercial timp de secole, v-am informat când au început lucrările. În această perioadă se derulează un proiect prin care clădirea va fi restaurată. Municipiul se ocupă, în baza legii 166, de reabilitarea anvelopei clădirii, care înseamnă acoperiș, fațadă și tâmplăria de pe fațadă. Există la baza proiectului de reabilitare a anvelopei, există studiu istoric, studiu de parament, proiectul de bază, care de asemenea a trebuit să obțină avizul Comisiei Naționale de Cultură. Există studii separate pentru reabilitarea elementelor de piatră și mai există un studiu de detaliu pentru tâmplărie și decorațiuni, care face parte din proiectul mare. Lucrarea, partea de anvelopă, este monitorizată de municipiu prin Fundația Monumentelor Istorice și ce pot să vă spun este că clădirea este o clădire marcantă pentru Brașov. Sunt două clădiri istorice, laice, cele mai vechi din Brașov și acestea sunt Casa Sfatului și Casa Negustorilor. Restul, clădiri foarte vechi, sunt bisericile. Specialiștii care au avizat lucrările la monumentul istoric și-au dorit ca la final aspectul clădirii să fie cât mai apropiat de cel inițial. Probabil cel mai interesant aspect al restaurării care acum este în derulare, care tocmai a început, este cel al fațadei. Fațada păstrează exact aspectul inițial pe care l-avem din o litografie de secol XVII, respectiv cu ferestrele arcuite la partea superioară și intrările cu porți mari de lemn, la care am adăugat șobloane pentru a putea fi utilizată și astăzi. Spațiul, intenționăm să curățim spațiul de intervențiile mai recente, fiind o utilizare constantă pentru diverse evenimente. Multe dintre spații au fost compartimentate, nu chiar în favoarea perceperii documentului. Cred că ce e important de menționat este faptul că prin această restaurare Piața Sfatului a Brașovului va primi un astfel de aspect. Culoarea pe care o propunem pe clădire este o culoare apropiată de prima culoare după intervenția din 1960, deci culoarea de alb, un alb perlat, un alb cu anumite nuanțe, astfel încât să fie cât mai aproape de ceea ce ne putem imagina ca fiind imaginea istorică a clădirii. Alexandra Stoica a studiat gravuri și documente din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea pentru a readuce clădirea la o formă apropiată de cea inițială. Imobilul a suferit o reabilitare majoră în perioada comunistă în anii 60, când a și fost zugrăvit cu o altă culoare, o nuanță de vernil. Până la lucrările de acum, imobilul avea culoarea teracotă. Vă amintim, în 15 noiembrie se împlinește un an de când instanța a stabilit că imobilul aparține municipiului Brașov. În anul 2019, municipiul Brașov, prin avocatul Adrian Rusu, a chemat în judecată Aropalas S.A. și Ministerul Turismului într-o acțiune în constatare, în revendicare și în rectificare de carte funciară, având ca obiect imobilul generic denumit restaurantul Cerbul Carpatin, în sensul stabilirii că acesta este proprietatea municipiului Brașov în domeniul public, fiind bun de interes și de uz public, corelativ cu radierea din cartea funciară și dreptul de proprietate al Aropalas. Încă nu a fost emisă o sentință definitivă.
Subiect de dezbatere aprinse, un obiectiv important pentru educația prin sport, va fi deschis luna aceasta. Este vorba de noua și moderna sală de sport de la Școala 2, ținută în conservare în ultimii 2 ani. Miercuri, la inaugurarea complexului sportiv Carpați, primarul Brașovului a anunțat că sala de sport va intra în funcțiune până la finalul acestei luni. George Scripcaru a spus că este păcat că sala stă închisă de atâta vreme. Pentru gimnastică va fi asigurată o componentă separată, a precizat primarul. Vă amintim, lucrările la sala de sport din curtea școlii gimnaziale numărul 2 au fost finalizate în anul 2022. Sala, conform proiectului, ar fi trebuit să fie configurată astfel încât să permită organizarea unor competiții naționale și internaționale de gimnastică. Acum 2 ani, când lucrările erau aproape gata, părinții și profesorii de la școala 2 și-au exprimat nemulțumirea că elevii nu vor avea unde să facă orele de sport, pentru că spațiile care se aflau în curs de amenajare erau destinate exclusiv gimnasticii. În februarie 2023 a fost aprobată o hotărâre de Consiliul Local prin care noua sală ar fi urmat să fie reamenajată temporar, astfel încât jumătate să fie destinată gimnasticii, iar cealaltă jumătate orelor de sport. Tot atunci s-a hotărât ca în curtea școlii să se amenajeze un balon în locul vechii săli de gimnastică, iar după demolarea acesteia să fie construită o nouă sală de sport. După ce sala nouă ar fi fost gata, cealaltă ar fi urmat să fie reamenajată doar pentru gimnastică. Ulterior, primăria Brașov a depus la Compania Națională de Investiții o solicitare pentru construirea unei noi săli de sport și a început demersurile pentru demolarea sălii vechi. Dar părinții elevilor de la școala 2 au cerut în instanță anularea hotărârii de Consiliul Local din februarie 2023. Nemulțumiți că doar jumătate din sala de gimnastică urma să fie amenajată pentru orele de sport. Instanțele au emis sentințe favorabile părinților și hotărârea de Consiliul Local a fost anulată. Sunt noutăți în programul de anul acesta al manifestărilor dedicate revoltei anticomuniste din 15 noiembrie. Celebrarea celor 37 de ani a început cu expoziția de documente și fotografii de la monumentul de pe Calea București. Vă amintim, prima mare revoltă anticomunistă de la finalul anilor 1980 a început cu nemulțumirea angajaților uzinei Steagul Roșu, legată de salarii, și s-a ajuns ca pentru prima oară să se strige în plină dictatură jos comunismul. Într-o zi în care erau și alegeri, muncitorii de la Brașov au pornit de la uzină și au ajuns la sediul județenei de partid, prefectura de astăzi. În acest sfârșit de săptămână, Asociația 15 noiembrie 1980 în colaborare cu Primăria Brașov, a pregătit o serie de evenimente care să amintească de revoltă. Pe data de 15 noiembrie, la ora 8:30, la Cinema One din complexul Coresi, vom avea un dialog cu un grup de elevi din școlile brașovene, urmat de vizionarea filmului 2 ani prea devreme. Ziua va continua cu slujba religioasă de la Troița din fața Spitalului Județean, alocuțiuni și depunere de coroane. De asemenea, țin să menționez că la acest monument am creat un spațiu expozițional în aer liber cu imagini și mărturii istorice despre ce s-a întâmplat în 15 noiembrie 1987, expoziție care va fi deschisă până la jumătatea lunii decembrie. Seara la Centrul Cultural Reduta va avea loc evenimentul Brașov, oraș mereu liber, eroii de atunci și tinerii de acum față în față. Momentul cu cea mai mare notorietate, Crosul 15 noiembrie, va avea în acest an, sâmbătă, mai bine de 1300 de participanți. Ca de obicei, se va alerga pe traseul parcurs de protestatari în urmă cu 37 de ani. Startul se va da în interiorul uzinei Roman la ora 11, iar linia de sosire va fi în fața prefecturii, unde va avea loc și festivitatea de premiere. Brașovul va fi vineri în sărbătoare. Se împlinesc 37 de ani de la ziua rămasă în istorie, 15 noiembrie 1987, ziua în care muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmați de alți brașoveni, au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva dictaturii comuniste. Pentru a celebra revolta anticomunistă, Asociația 15 noiembrie 1987 și Primăria Municipiului Brașov organizează o serie de evenimente, printre care ceremonialul de la monumentul dedicat eroilor brașoveni în 15 noiembrie și crosul popular 15 noiembrie.
Pentru desfășurarea în bune condiții a acestor evenimente vor fi introduse o serie de restricții, atât în zona monumentului situat vis-a-vis de Spitalul Județean, cât și pe traseul pe care muncitorii de la întreprinderea de camioane au protestat acum 37 de ani. Vineri, în data de 15 noiembrie, între orele 10:30 și 12:30, breteaua de legătură dintre Calea București și Strada Carpaților va fi închisă, circulația fiind dirijată prin sensul giratoriu. De asemenea, în perioada 15 noiembrie, ora 10, 16 noiembrie, ora 17, va fi închisă circulația pe Bulevardul Eroilor, tronsonul cuprins între Star și Modarom. În data de 16 noiembrie, între orele 10 și 12, pentru desfășurarea crosului popular, circulația va fi închisă pe traseul Parc Industrial Roman, Strada Poienelor, Calea București, Bulevardul 15 noiembrie, Modarom, Bulevardul Eroilor. În aceste condiții și RATBV își adaptează programele și traseele de transport. Astfel, sâmbătă, în intervalul 9:30 și aproximativ 12:30, circulația mijloacelor de transport în comun ce deservesc mai multe linii va fi modificată sau suspendată. Toate liniile care vor fi deviate vor purta indicativul numeric și litera C de la cross. Concret, sâmbătă, între orele 9:30 și aproximativ 12:30, va fi suspendată complet circulația mijloacelor de transport de pe liniile 6, 7, 17, 52 și 53. Pentru a asigura rute de transport alternative, RATBV va devia cele mai multe dintre liniile autobuzelor și troleibuzelor din Brașov. Imediat după finalizarea ceremoniilor, RATBV va relua circulația pe traseele obișnuite în zona intersecției Calea București-Carpaților. De asemenea, RATBV își cere scuze călătorilor pentru disconfortul creat și le mulțumește pentru înțelegerea de care dau dovadă. În funcție de eventuale măsuri operative dispuse de poliția rutieră sau organizatori, mai pot apărea unele schimbări în traseele operate de societatea RATBV. Un bărbat din Ilfov a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și apoi pus sub control judiciar de către judecători. După ce a șantajat o tânără din Brașov, cei doi s-au cunoscut pe o rețea socială, iar bărbatul i-a cerut tinerei bani ca să nu publice pe rețea fotografii cu ea în ipostaze indecente. Cercetările au început în luna iulie a acestui an, când polițiștii au primit o sesizare de la o femeie în care aceasta arăta faptul că un bărbat pe care l-ar fi cunoscut pe o rețea de socializare și cu care ar fi avut o întâlnire în spațiul online îi solicită diverse sume de bani sub amenințarea că dacă nu le va remite, acesta va publica imagini pe care le-ar fi înregistrat fără acordul femeii, în care erau surprinse momente din timpul interacțiunii online. Femeia i-a trimis de mai multe ori bani bărbatului pentru a nu publica fotografiile. Polițiștii au reținut să-l identifice pe bărbatul de 37 de ani din Ilfov și au făcut o vizită neașteptată cu mandat de percheziție. Polițiștii brașoveni îl vor cerceta sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Jurnalele RTT.